Ok, ne vedem acolo. Alo, da, da, sigur, ne vedem acolo. Da, ne vedem înăuntru. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POF21 și în fiecare marți seara de la ora 7 ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor bistrițeni. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o emisiune specială, cel puțin din perspectiva mea, pentru că astăzi vom discuta despre ceea ce știm noi cei din echipa POF21 să facem cel mai bine și care e scopul nostru de a, de a lucra și de a conlucra împreună, adică de a face lucruri interesante pentru alții. În seara asta vom discuta despre un eveniment, un proiect mare desfășurat pe câteva luni bune care se va consuma în mod fericit în această săptămână, vineri. Un proiect, un eveniment la care am lucrat mai mulți din această echipă și care, spunem noi, va fi cel mai fain lucru pe care l-am făcut până acum și probabil unul dintre evenimentele de marcă ale Bistriței în continuare, pentru că, iată, începem să avem și continuitate în acest sens. Ca de obicei, eu sunt Gavrilă Urs, gazda voastră pentru emisiunea POF21, iar astăzi, alături de colegele mele, vom discuta despre Gala Comunitarium, evenimentul de vineri seara. Colegele mele din această seară sunt Anca și Marina, cu care și împreună cu care vă vom desluși cum am pregătit acest eveniment, ce înseamnă el, care au fost lucrurile interesante și mai puțin și mai inedite, să zicem așa, care ne-am confruntat, care sunt dificultățile în a organiza așa ceva, care ne sunt așteptările și, în primul rând, care pot fi așteptările voastre, spectatorilor și celor care veți participa la eveniment, pentru că, până la urmă, pentru dumneavoastră îl facem. În primul rând, fetelor, pentru că o să păstrăm aceeași atitudine colegială, nu? Fiind în aceeași echipă. Cum țineți voi minte că ne-a venit ideea acestui eveniment? Eu am auzit de această idee la începutul anului 2016, iar în 2017 am făcut pentru prima dată acest proiect, Gala SQS, propunându-ne ca cel puțin o dată pe an să repetăm această gală, dar se pare că, datorită faptului că ne-a plăcut foarte mult și găsim copii de succes care merită o gală de excelență, am ales să o facem de două ori pe an, respectiv vineri, unde o să premiem acești copii minunați. Da, practic gala noastră are o evoluție în timp, pentru că a început, să zic, ca și idee cu niște evenimente sau concursuri de oratorie ce au avut loc în orașul nostru în ultimii 2 sau 3 ani și iată, în februarie am avut o primă ediție a ceea ce se vrea a fi Gala Comunitarium, pe atunci numită Gala SQS, pentru că făceam trecerea de aceste ediții de concursuri de oratorie la acest eveniment tip gală pe care noi vrem să-l organizăm și iată-ne acum în septembrie în formula ei finală, cizelată, pusă la punct cu tot ceea ce trebuie pentru a ne atinge scopul nostru. Și pentru că vorbim de scop, scopul acestei gale a fost de a reuni, așa cum am dorit noi, potențialul din viață, sub forma unor copilași, unor elevi, unii dintre ei mai mari, alții mai mici, care dovedesc că pot să facă performanțe indiferent de condițiile lor de trai, mai mult sau mai puțin fericite, și 5 speakeri veniți din toată țara care au o mare experiență de viață și care au demonstrat că își pot materializa acel potențial. Ei au prins o scânteie, cel puțin o scânteie la un moment dat, și au marșat pe ea și au făcut ceva deosebit. Practic, respectând sloganul nostru, au făcut un pas în față, probabil față de majoritatea celorlalți, și au realizat ceva deosebit. Și eu cred că e important
ca acești speakeri să vină la Bistrița și să ne spună povestea lor, ce i-a inspirat, cum au reușit și mai ales să dea o șansă în plus acestor 10 copilași pentru care probabil acest eveniment va fi unul memorabil și care sperăm noi le va schimba viața în continuare, oferindu-le o ocazie în plus. Dar despre asta aș vrea să discutăm, despre partea de speakeri, tot cu Anca, pentru că ai fost mai implicată pe partea aceasta de organizare și de comunicare cu speakerii. Și aș vrea să-i luăm un pic în revistă și să le spunem telespectatorilor noștri câte ceva despre fiecare. Te rog. Pentru acest eveniment am ales 5 speakeri, 5 oameni foarte frumoși, care îmi sunt și prieteni. Primul ales a fost Claudiu David, care este campion mondial la... E trainer de piloți la raliuri, printre altele. Și este singurul trainer BMW din lume, în afară de cei din Germania. Este singurul acreditat. Este un om foarte frumos pe care l-am cunoscut la trainerele oferite de BMW la Cluj, el făcând lucrul acesta în toată România. Al doilea speaker care m-a impresionat și am vrut neapărat să o chem la Bistrița este Ramona Irina Tarță. Este o prietenă ce face consultanță guvernamentală pe sectorul energetic, ajutând investitori din toată lumea să cunoască potențialul fiecărei țări, în special țările defavorizate. Ovidiu Oltean este un alt prieten care prezintă de 2 ani de zile Business Days, un eveniment foarte cunoscut în România. Și printre altele este și triplul campion european la public speaking. El își desfășoară activitatea în public speaking și este un om care vedem că faptul că termină o facultate de gen politehnică nu te oprește să îți îndeplinești un vis în timp și să-ți schimbi total traiectoria de la construcții sau lucruri ce se fac în politehnică la public speaking. Al patrulea speaker o să fie Marius Catrinoiu, un om care a plecat de foarte jos, a muncit în Italia la începuturi, după care s-a hotărât să facă un pas în față și în momentul de față desfășoară activități antreprenoriale în Râmnicu Vâlcea și în țară, având un lanț foarte mare de magazine, produse italienești, respectiv o firmă foarte mare de transporturi. Iar Bogdan Pandia este pentru a doua oară invitat la evenimentul nostru, el participând și la gala din februarie. Este un tânăr care și-a îndeplinit un vis american, să spun așa, printr-un work and travel care l-a făcut în timpul facultății, a descoperit că are calități de antreprenor și și-a dezvoltat business-ul propriu Captain Bean, în sensul că în momentul de față este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori clujeni care vând cafea pe bicicletă. Da, are o poveste foarte faină și acum este foarte mândru că a ajuns la 8 astfel de cafenele mobile, să le spunem noi, în Cluj. E un tip foarte entuziast, l-am văzut că își expune povestea și experiența și în cadrul facultăților de business și de economice din Cluj. Și, da, nu în ultimul rând, are un șarm aparte și probabil și de asta a câștigat ultima ediție a galei noastre, cea din februarie. Mai mult decât atât, tot acești speakeri cred că au pornit cumva de la zero și pot să fie un model pentru copiii care o să-i premiem vineri. Da, de asta e interesantă povestea lor, pentru că ei nu au moștenit ceva, ci fie au avut un talent pe care și l-au materializat, fie au muncit. Au muncit mult și cu consecvență și cu perseverență ca să ajungă la ceea ce le-a fost țelul lor. Și cum probabil vom vedea și din istorisirile lor la gala de vineri, nu toți știau unde vor să ajungă și unii chiar și-au schimbat țelul pe parcurs, cum e Ovidiu Oltean, de exemplu, care de la Politehnic a trecut la public speaking și nu are nicio treabă una cu alta. E foarte entuziastă, face diverse evenimente în Cluj, este gazdă la foarte multe evenimente din Cluj și e un om de la care ai foarte multe de învățat în ceea ce privește public speaking-ul. Da, întâmplarea face ca noi doi, Anca, amândoi să fi participat la un bootcamp de-a lui intensiv, nu? De 3 zile. Sunt training-urile pe care el le organizează în mod regular pe partea de public speaking și
Eu, ceea ce pot să spun despre mine, face o diferență. Deci mie mi s-a simțit. Și am simțit că nu au fost 3 zile doar petrecute pentru distracție sau diversitate, ci chiar s-au așezat asupra mea ca experiență. Iarăși, Claudiu mi s-a părut foarte interesant pentru că el are o meserie în care nu e obligatoriu să fii un bun vorbitor, nu e obligatoriu să fii carismatic, nu e obligatoriu să fii comunicativ. Îți pui casca, pornești mașina și explici copilotului sau partenerului pilotului de lângă tine ce are de făcut cu mașina. Pentru asta nu-ți trebuie mari abilități de bun comunicator. Însă iată că Claudiu reușește să îmbine aceste două aspecte foarte bine și până la urmă el este într-adevăr un om de performanță, pentru că nu e un lucru simplu să ajungi acolo unde a ajuns el. Și probabil ne va spune și care i-a fost pașii pentru a ajunge acolo. Cred că o asemenea povesteau și copiii noștri. Da, văd că ești nerăbdătoare să trecem la nu, doar că fac comparații pentru că vreau să cred că și o să ajungă cândva ca și ei și speakerii. Ok, hai să luăm un pic în revistă povestioarele copilașilor noștri, în măsura în care fiecare dintre voi i-ați cunoscut și i-ați evaluat. Și n-au fost puțini, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că noi vom evidenția și vom premia 10 copii de top, însă prima preselecție s-a făcut, acești 10 copii provin dintr-o preselecție de alți 40 de copii recomandați, fiecare cu rezultate foarte bune și care își depășesc condiția în ciuda mediului probabil nefavorabil în care trăiesc. Fiecare având povești de familie sau de viață variate și unele chiar dramatice, pentru că la asta vreau să mă refer. Toți acești 40 de copii au fost recomandați și ei sunt din întreg județul, de către profesori sau directori, și ei au fost văzuți și vizitați în ultimele 2 luni de către membrii echipei noastre. Am făcut o evaluare cât am putut noi mai bine de obiectivă, pe niște criterii clare, și iată că am reușit să ajungem la o listă de 10 copilași care credem noi își pot învinge condiția de până acum și merită acest impuls pe care noi sperăm să le-l dăm vineri. Marina, care ți s-a părut ție impresionant ca poveste de viață, ca spirit, ca conexiune dintre cei pe care i-ai văzut? Bineînțeles că e foarte greu să faci o triere, chiar în momentul în care am fost la ultima etapă de selecție și am avut pe toți 40 așa în față, să selectez 10 din 40, credeți-mă, este o misiune extrem de grea, pentru că ți se pare că toți merită, toți au făcut ceva ca să ajungă până acolo, ca să fie recomandați de profesorii lor, și nu aș putea spune neapărat că am un favorit sau că cineva m-a impresionat în mod special, dar aș dori să vorbesc puțin despre Valentin din Poiana Ilvei. Valentin este în școala generală acum, în clasa 5-a. Bineînțeles, are rezultate foarte bune, în ciuda faptului că a fost nevoit să învețe prin spitale. A avut o problemă la un picior și a fost nevoit o bună perioadă de timp să învețe prin spital împreună cu bunica lui care îl are în grijă, și cu toate acestea reușește. Mulți dintre noi nu am fi reușit să trecem peste piedici de genul și consider admirabil chestia asta. Da, și pentru mine a fost impresionant. Rețin parcă că acum este pe clasa 6. Când i-am vizitat, noi erau încă pe a 5-a doar, era încă vacanță, și într-adevăr primii 5 ani au fost grei pentru, primii 5 ani de școală au fost grei pentru el, pentru că a avut o problemă cronică de sănătate.
Dar ce m-a impresionat pe mine atunci când i-am cerut referințe a fost teancul de diplome pe care un copil de doar de generală le poate aduna până la o vârstă atât de fragedă. Și nu mă refer la diplome pur și simplu de locul 1 de la clasă, ci efectiv diplome de olimpiadă, la faze județene, la diferite materii, la diferite discipline extrașcolare și așa mai departe. Deci asta ne arată că e un copil de mare perspectivă. Și în al doilea rând, ceea ce m-a impresionat la el a fost că tot în Poiana Ilvei, de unde este el, era la concurență cu o fetiță, cu o altă fetiță recomandată și ei aveau mediile în jur de 9-90 ambii, o diferență de vreo 5 sutimi între ei, fapt care l-a făcut pe el să aibă locul 2 la școală și cealaltă fetiță locul 1, dar cealaltă fetiță provenea dintr-o familie cu toate condițiile, foarte așezată, cu tot ce avea nevoie pentru a face performanță, pe când Valentin a pornit de la premise foarte, foarte necorespunzătoare performanțe, să spun așa, și totuși a ajuns la aceleași condiții. Gândiți-vă că era olimpic și este olimpic la engleză, fără să aibă un laptop sau un calculator, acces la calculator sau acces la internet. Ori lucrurile astea chiar ne spun ceva și ne arată cât de mult merită acești copii să primească un impuls, un imbold mai departe. Anca? Și pe mine m-au impresionat toți copiii pe care i-am văzut, deci nu pot să zic că doar cei 10, chiar toți m-au impresionat. Faptul că am văzut copii foarte micuți care părinții aveau diverse probleme, nu doar financiare, chiar și de sănătate, tetrapareză sau alte boli, și ei totuși țineau ca visul lor să-l țină pe picioare și să învețe, să participe la diverse concursuri școlare și extrașcolare, să vină cu diplome acasă și faptul că știau că dacă învață și o să fie foarte bună, să ajungă foarte sus. La fel ca și cei 5 speakeri aleși de noi și copiii ăștia, din punctul meu de vedere, toți au șansa, dacă chiar își doresc acest vis să le fie împlinit, să ajungă undeva sus, să poată. Cum a zis și Marina, nu pot să aleg un singur copil, mi-au plăcut toți. Faptul că sunt niște copii excelenți, că excelează în învățătură, iar condițiile de acasă nu sunt cele mai bune, chiar deloc, să-l vezi că are o căsuță de câțiva metri pătrați și el acolo și doarme și învață și mănâncă, iar alți copii care au toate condițiile nu prețuiesc aceste lucruri, i-am ales și dorim pe cât posibil să impulsionăm, să le deschidem o cale și să continuăm și pe viitor cu ei, în sensul că nu doar îi premiem acum și lăsăm baltă, ci să continuăm împreună cu ei acest vis frumos al lor. Mm-hmm. Ai vreunul care te-a impresionat în mod special, care a rămas cu o amintire, cu o conexiune, că e inevitabil, sunteți fete empatice. Trebuie să cine m-a impresionat, din păcate, nu a putut fi aleasă pentru că era prea micuță, a fost o fetiță care mama ei avea tetrapareză și învăța foarte bine, doar că fiind clasele 1-4, am preferat să alegem de la clasele din cei care au terminat deja clasa 5-a. A fost o fetiță micuță care avea grijă de mama ei, semi-paralizată, și chiar mama ei era cea care plângea și care avea nevoie de ajutor, iar copilul ăsta de foarte tânăr, de 10-11 ani, o susținea. Dar sperăm ca la următoarea ediție să fie pe lista celor 10. Și pe deasupra, aș dori să punctez și faptul că puțin copii din comunele din România își dau interesul să învețe cu adevărat, în sensul că sunt oarecum ghidați de mici, că trebuie să facă munca câmpului, să meargă la agricultură cu părinții și așa mai departe. Și puțin dintre ei realizează că dacă învață, chiar au șansa să facă ceva în viață. Spuneai despre procesul de selecție și vreau să subliniez că nu a fost un obiectiv simplu, în special pentru voi, cei din echipa de selecție, și cred că a fost o experiență foarte importantă pentru voi, pentru că, iată, a trebuit să alegeți niște elevi care sunt de vârsta voastră, până la urmă, și a trebuit în același timp, deși și voi sunteți tineri, să gândiți cât mai obiectiv și să încercați să faceți
dreptate, oarecare dreptate, acolo unde nu se putea să îi împăcăm pe toți. Ori chestia asta e mereu conflictuală în interiorul nostru și ne duce la zbateri de ce nu mai pot încă unul, de ce nu mai pot încă doi. Și ăsta merită, dar și ăsta, da? Într-adevăr, cu atât mai mult cu cât suntem de aceeași vârstă și oarecum eu cel puțin empatizez cum ar fi fost să fiu eu în locul copilului respectiv, să fiu eu crescut într-un vârf de munte fără acces la internet. Sincer, nu cred că aș fi ajuns până... Da, chiar asta e cea mai mare problemă cu accesul da, la internet. Că, da, pentru că nu știi ceva, repede cauți pe net și gata, ai rezolvat problema. Și multe teme, vreau să zic, în ziua de azi se fac așa. Și copiii care n-au nicio sursă de informare ajung la... Chiar au de muncă acei copii. În sensul că chiar trebuie să citească și nu doar Google-it. Ce m-a mai marcat pe mine a fost faptul că mulți merg kilometri pe jos, pe drumuri asfaltate sau neasfaltate, ca să ajungă la școală. Adică să vezi un copil de clasa 6-a, că se deplasează zilnic 5-6 kilometri, dus plus încă 5-6 kilometri întors, e remarcabil. În sensul că, cel puțin noi cei de la oraș, sau luăm un mijloc de transport, sau ne duce părinții cu mașina, sau oricum avem mult mai multe condiții decât acești copii care chiar luptă să aibă rezultatele care le au. Mm-hmm. Am văzut și copii care provin din familii destrămate, cel puțin, sau cu foarte mulți frați, care intervin și în cadrul cărora intervin și bunicii pentru a da o mână de ajutor. Mi s-a părut relevant cazul fetiței din St. George Nou, fetiță de clasa 6-a sau a 7-a, care mai avea încă 7 frați și nu avea o locuință până de curând. O familie mai generoasă din St. George Băi au construit o locuință cu vreo 3 camere pentru această familie și mi s-a părut extraordinar. Și iată că acest lucru a dat roade. Fetița respectivă, parcă Florina Sabadâș, o cheamă, a devenit prima în clasă, deși bineînțeles, trebuia să se chinuie până la urmă să învețe sau să păstreze la acest nivel de rezultat. Și mi s-a părut interesant încă un caz tot din acea zonă ale Chinței, de data asta de la liceu, Madalin. Cu ce impresie ați rămas voi despre Madalin? Una foarte plăcută, adică eu și am filmulețul cu Madalin, care îl puteți vedea pe pagina noastră de Facebook la eveniment Gala Comunitarium, un pas în față. Madalin, pe lângă rezultatele foarte bune care le are la școală, se implică foarte mult în viața socială, ca zic așa, face voluntariat și chiar mi se pare foarte tare că îl interesează și că nu trece cu vederea peste chestiile astea. Și cu atât mai mult cu cât sparge și anumite bariere de prejudecată. El fiind provine dintr-o familie de romi cu încă 5 frați, cu o căsuță, țin minte când am ajuns prima dată, nici nu era acasă, era la lucru el undeva și părinții erau acasă și era ultima căsuță dărăpânată dintr-un capăt al satului. Și chiar m-a impresionat, adică în condițiile în care ai puțin și ai nevoie să faci mari eforturi pentru a acumula pentru tine, tu să ai spirit altruist. Când ai tot dreptul din lume să fii egoist, să tragi pentru tine, să încerci să-ți faci ție un viitor, iată că Madalin se implică, s-a implicat în activități de voluntariat pe situații de urgență, alături de pompieri și așa mai departe și mie lucrurile astea mi se par minunate, adică sunt exemple grăitoare. Alți copilași care v-au impresionat, dintre cei pe care vom premia, acum dacă tot i-am luat în revistă, haideți să-i vedem pe toți. Din tu, Anca, cu cine ai filmat? Eu am filmat cu o fetiță care era foarte, foarte timidă.
în sensul că sărăcuța tremura din Zoreni, fetița tremura lângă mine că oare ce o să zică, trebuie să zică ceva, să facă ceva. Și am fost surprinsă faptul că, deși era atât de micuță și de timorată, ca și rezultate școlare avea niște rezultate foarte bune, deci, iar ca și locație, casa în care stătea, nu era chiar în sat, era oarecum la o margine de sat, la fel ca și la Mădălin, o casă nu neapărat cu toate condițiile. Și se vedea că copilul ăla, cu mai mult sau mai puțin sprijinul părinților, chiar vrea să-și îndeplinească visele. Și niște oameni atât de primitori, nu, adică chiar când am ajuns acolo ne-au poftit în casă, ne-au... Da, deci cu ce să le servească. Cele mai wow sau foarte bune condiții în care să te poată primi sau așa, ai spus, nu avem... Nu avem condiții, dar chiar vă vrem lângă noi. Exact. Și e surprinzător să vezi că omul ăla, din puținul care l-are, vrea să împartă și cu alții și să ofere tot ce are el. Simplitatea, bunătatea omului simplu. Deci chiar ne-a marcat. Doar, dar din dar se face rai, nu? Da, e... Asta e ideea, până la urmă, pentru ceea ce vrem să facem noi. În drum spre Zoreni, spre Jimbor, mă gândesc, că vă referiți, ați trecut prin Zoreni și acolo l-am vizitat și pe Augustin. Da. Iarăși un tânăr care încă trebuie să-și găsească calea în viață, dar el între timp participă pe perioada vacanțelor la săptămâni întregi de voluntariat și implicare în tot felul de asociații, gen Impact sau alte astfel de asociații care reușesc și să se implice în viața comunitară și în același timp, așa cum ne spunea chiar el, pentru că m-am mirat să aud asta de la un elev de clasa 6-a, îi conferă șansa dezvoltării personale. Ori ceea ce noi astăzi citim ca fiind dezvoltare personală, ni se par niște cărți de psihologie, de comunicare, de și alte abilități, care parcă ar fi utile cam de la liceu în sus, facultate în sus. Asta îmi vine mie în minte. Ori iată că el deja știa, era axat pe lucrurile astea de pe atunci și știa că trebuie să caute acolo. Ori astfel de copii, dacă se mențin pe un curs corect în viață, sunt de mare perspectivă. Bineînțeles că și eu am rămas cu impresia de tineri foarte așezați, ca să nu spun timizi sau, eu știu, rușinoși, așa cum trebuie sau cum probabil că sunt obișnuiți copilașii de la țară când vin străini, ceea ce eram noi, musafiri străini, dar familiile, mai toate pe care le-am văzut, mi se par de o decență fantastică, adică există o legătură firească între o educație corectă și o conduită corectă și un mediu moral corect, pentru că nu am văzut nicio excepție în sensul ăsta. Fie că tinerii erau crescuți doar de bunici pentru că părinții fie erau în familie destrămate sau nu, sau le lipseau părinți și erau crescuți de bunici, indiferent care ar fi fost contextul, aveau o conduită fantastică, deci extraordinar din punctul ăsta de vedere. Mai avem o fetiță, Petruța, din Rodna, pe care o vom premia, care provine dintr-o familie cu o poveste tristă, în care soțul sau tatăl a decedat acum câțiva anișori într-un accident de mașină, dar iată că ea reușește să aibă rezultate bune la școală, deși, țin minte și m-a impresionat, maică-sa îmi spunea că ei încă în familie nu își revin și au mari dificultăți să-și revină emoțional. Într-adevăr, să-ți pierzi tatăl la o vârstă așa de fragedă, un impact foarte, foarte mare asupra ta ca și copil, când încă te dezvolți emoțional și de toate punctele de vedere. Și tot din zona de nord a județului, pe Valea Someșului, cum ne place nouă să spunem, din zona Maierului, chiar din Maieru, mai este o fetiță, Gabriela Candale, care, sigur, după toate criteriile noastre, era și prima pe listă.
o fetiță excepțională, era olimpică cu locul întâi la, la trei materii diferite de olimpiadă pe județ. Și vorbim despre un copil din mediul rural care, iată, e în competiție cu școli și cu cele șase generale din, din Bistrița plus școlile generale ale liceelor. Ceva fantastic. Deci avea locul întâi la română, la geografie și la religie. Plus rezultat de 10 pe linie la școală. Și, într-adevăr, am văzut o fată, un copil foarte senin și care știa că avea acea siguranță pe ea în ceea ce privește faptul că, că face performanță și știe unde trebuie să ajungă și nu acceptă nimic altceva. E fantastic să vezi astfel de oameni și cazul ei este un caz impresionant, bazându-se doar pe mamă în tot acest timp. Oare i-am trecut pe toți în revistă sau ne-am mai scăpat, nu? Băiatul din Târlișua. Exact. Cum vi s-a părut, Andrei? Andrei Ivaxon. Andrei este locuiește în Târlișua într-o casă modestă, cu condiții precare pentru rezultatele care le are la școală. Este în clasa 8-a. Este olimpic la istorie, îi place foarte mult istoria. Și eu, fiind la științe sociale, unde pot să spun că mănânc istorie pe pâine, l-am încurajat să se ducă la un profil de genul și să tragă foarte tare acum, în clasa a 8-a, când primează examenele naționale, ca să intre unde își dorește. Și eu n-am foarte mare încredere în el, pentru că l-am văzut determinat și i-am văzut pe părinții lui încurajându-l. Și pe lângă asta, Andrei mai are și doi frați, nu este singur la părinți. Și bineînțeles, ajută prin casă și face toate ce le ajută pe lui și totuși reușește să aibă asemenea rezultate. Ar mai fi iarăși notabil pentru mine, cel puțin, cazul fetiței din Lechința, de la liceul din Lechința, olimpică la chimie pe clasa 10-a, locul întâi la chimie pe județ, în condițiile în care știm că este în competiție cu licee de tradiție din orașul nostru și iată, reușește să facă performanță. Bine, eu prefer să spun că probabil este și ceva în aer acolo la liceul tehnologic din Lechința, pentru că în ediția din februarie l-am premiat pe Cătălin Ungureanu, un băiat care și el la rândul lui, bine, probabil e cu un an sau doi mai mare decât ea, dar l-am premiat și pe el pentru că avea locul întâi la olimpiada de chimie în anul precedent și pe județ și cu participarea națională, bineînțeles. Și după ce noi am făcut ediția în care l-am premiat, cea din februarie, el a avut în martie sau aprilie iarăși olimpiada de chimie și a confirmat mai departe și a luat din nou locul întâi pe clasa următoare. Deci asta înseamnă că sunt copii cu adevărat de performanță și nu a fost o întâmplare că s-au clasat acolo. Cred că am trecut în revistă mare, toți cei 10 copii. Ceea ce facem noi cu totul este o surpriză și pentru ei și n-am vrea să o dezvăluim acum. Vor mai fi câteva momente cu surprize în cadrul evenimentului. Spre deosebire de formula de data trecută, când am fost eu prezentatorul evenimentului, de data aceasta am ales și un prezentator tot străin la momentul actual de Bistrița, dar el este un bistrițean de-al nostru plecat la Cluj, Stelian Burduhos, care mai are experiența organizării a cel puțin 3 ediții de TEDx la Cluj și asta spune multe despre ce face el și un tip iarăși implicat în tot felul de activități pentru comunitate.
Între lucrurile care ne-au ajutat foarte mult și trebuie să recunosc a fost, bineînțeles, deschiderea directorilor de școli în acest sens, adică am văzut directori care nu sunt expeditivi, nu sunt flegmatici și când le-am spus ce vrem să facem, chiar s-au ocupat și s-au dat silința să vină cu propuneri cât mai obiective și cât mai apropiate de ceea ce doream noi. Era să uităm pe Maria Mureșan din Șiomăgheruș, fetița cu care chiar eu am filmat, iată ce pe fază am fost, de fapt. O fată care m-a impresionat, nu știu, am avut eu față de ea acea conexiune dintre toți acești copii. Mai avea doi frați, era foarte bună la școală și trăiește într-o casă destul de modestă, foarte modestă, ca să spun așa, la periferia Șeului Măgheruș. Dar ea, într-adevăr, am văzut o familie, pentru că doar pe mama am cunoscut-o, iarăși cu o generozitate de aceea nativă și cu un bun simț fantastic. Și sunt sigur că va face diferența pentru viitorul ei, ce avem de făcut în continuare. Cum decurge organizarea până acum? Cum vi se pare? Cum au mers lucrurile? Pentru că, sigur, avem un parcurs în spate care nu se va vedea. Vineri vom vedea doar vârful icebergului, nu și toată munca de luni de zile în spatele. Pentru mine este doar prima ediție în care organizez și mă implic în această gală, însă vreau să spun că am făcut-o cu toată inima, pentru că scopul și ce-mi iese mie depășește orice limite la care cineva s-ar fi putut gândi. Am acumulat experiența organizării unui eveniment. Am văzut pas cu pas ce trebuie făcut, de ce trebuie să ai grijă, la ce detalii trebuie să fii atent. Și a fost chiar foarte frumos, încă știu de la început că totul era doar o idee, nu era nimic creionat, hai să premiez 10 copii. Și apoi, pas cu pas, am început de la contactarea directorilor școlilor, iar mai apoi am mers să-i vedem pe copiii recomandați, selecția lor, care după mine cred că e cel mai greu pas. Iar mai apoi, cel mai fericit, să spunem așa, este momentul în care îi suni pe copii, îți răspund așa foarte firesc, cu o voce normală, la telefon și le spui cine ești, ce ai făcut, le dai vestea și după aia câteva secunde nu mai auzi nimic. De ce? Pentru că sunt absolut șocați. Da, vai, mulțumesc! Chiar dacă nu știu efectiv despre ce e vorba, știu că se întâmplă ceva și că merită. Ei chiar simt chestia asta, chiar simt că merită. Și cred că asta e cea mai frumoasă parte. Și abia aștept să fie vineri, să le văd reacția și să le văd fețele când o să fie puși în fața unui public larg și cred că o să aibă emoții. Mai ales la primirea cadourilor și când vor fi chemați pe scenă și prezentați și povestită povestea lor frumoasă cu excelența, cum au ajuns în punctul în care au ajuns din punct de vedere al învățăturii. Eu m-am implicat puțin mai devreme, în sensul că am participat inclusiv la gala din primăvară și împreună cu Gabi am hotărât să cerem și sprijinul primăriei Bistrița, care ne-a aprobat un proiect de finanțare și iar gala din toamnă este cofinanțată de primăria Bistrița, trebuie să-i mulțumim pentru această cofinanțare. Și făcând pas cu pas, în sensul că noi doi am început cu creionarea proiectului, inclusiv ce o să facem, de pe atunci trebuia să ne gândim, când am cerut această cofinanțare, exact ce speaker vom avea sau cel puțin numărul lor, câți copii vom alege, dacă îi vom premia, cu ce premiu le vom da. Premiul care este surpriză, le vom dezvălui abia la sfârșitul evenimentului care ce va primi.
Și este foarte mult de muncă, vorbește cu sponsori din mediul privat, dar este foarte frumos, în sensul că seara, când îi vezi pe acei copii plini de emoție, pur și simplu le curg lacrimile de fericire, că li s-a îndeplinit un vis, în sensul că nu au muncit degeaba în toți acești ani și au ajuns copii de 10. Nu știu, deci toată munca pe care ai depus-o timp de atâtea luni se vede în fericirea lor. Iar pentru mine, acest lucru de voluntariat care îl fac pentru aceste gale, îmi dă o satisfacție enormă. Să văd niște copii și niște părinți care sunt foarte simpli, că te întreabă dacă cadou sigur e pentru noi, dar e al nostru, nu știu, și te iau în brațe și îți mulțumesc. Este inexplicabil. Și nu în ultimul rând, până la urmă, spectacolul ăsta este și pentru publicul care ne va fi alături vineri. Este important pentru acest public, pentru noi, pentru acești copii, să fie în compania unui public cât mai numeros, dar, în primul rând, noi facem acest eveniment și acest spectacol pentru bistrițeni, pentru Bistrița, pentru că suntem siguri că vom aduce un plus în această comunitate. Fie acest plus și prin prisma celor 5 speakeri fantastici, cât și prin exemplul pozitiv al copiilor pe care îi premiem. Dar ce surpriză le-am mai pregătit publicului pentru... Vom avea un eveniment artistic între cele două părți ale galei. Este vorba de Codrus Cioarec și doi dansatori foarte tineri și foarte talentați. Care au mai participat. Da, care mai participă și la alte evenimente de genul și au fost de acord să vină să fie alături de noi ca să facem un eveniment cât mai frumos, atât pentru public, cât și pentru copii și pentru noi. În sensul că chiar vă așteptăm să fiți alături de noi și nu... O să fie 3 ore foarte, foarte frumoase. Într-o atmosferă, că și asta e important, noi am ales formatul de atmosferă relaxantă, în care la Metropolis vom putea să stăm împreună cu prietenii noștri la masă, să consumăm ceva, să bem ceva și să ne împărtășim impresiile despre ceea ce vedem acolo. Dar eu cred că, în primul rând, ca și spectator, ca și participant la această gală, în primul rând veți fi mai câștigați prin ceea ce au de vă spus cei 5 speakeri deosebiți care ne vor fi alături și care prin efortul lor, pentru că și lor trebuie să le mulțumim, iată, reușim să facem această punte de experiență și de realizare a potențialului așa cum ne-o dorim. Se pare că lucrurile s-au așezat în linie dreaptă și vineri vom avea un eveniment de excepție. Colegilor, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi, să le mulțumesc și celorlalți colegi din echipa POP21 care s-au implicat în acest proiect și pe care îi veți vedea în cadrul galei și noi ne vom vedea împreună, sper eu, în modul fericit, vineri de la ora 18 la Hotel Metropolis, la Gala Comunitarium, unde vă așteptăm pentru un eveniment de zile mari și vă garantăm că o să vă placă ce v-am pregătit. Vă mulțumesc, o seară plăcută în continuare! Salut, sunt Anca de la POP21 și alături de Claudia vă așteptăm în 29 septembrie 2017 la Hotel Metropolis, la Gala Comunitarium. Alături de noi vor fi 5 speakeri unde vom premia 10 copii de nota 10, ca și Claudia din Jimbo. Mă aflu în Zoren împreună cu Florin, un elev de performanță, iar noi în data de 29 septembrie la Hotel Metropolis împreună cu alți 5 speakeri vom premia 10 elevi de performanță din județ. Vă așteptăm! Bună, sunt Alexandra, mă aflu în St. George's nou alături de Florina, un copil care face performanță, iar noi în data de 29 septembrie vă așteptăm la Hotel Metropolis alături de alți 5 speakeri, unde o să premiem elevii de performanță. Hotel Metropolis, începând cu ora 18. Îl am alături de mine pe Mădălin, care este un copil excepțional
și noi dorim să promovăm astfel de valori. Așa că vă așteptăm în data de 29 septembrie la Hotel Metropolis, împreună cu Modelin și încă 5 speakeri minunați din întreaga țară, ca să vă arătăm ce potențial au acești copii și să le croim încet o cale glorioasă. Nostru, copil minunat, gen de nota 10. Îl am arătat pe Valentin din Poiana Ilvei și vă așteptăm cu mult drag. Mă numesc Bontaș Gina, fac parte din echipa POP21, mă aflu în localitatea Maieru. Am alături de mine pe Gabriela Candale, o elevă în clasa 8-a, care a realizat faptul că succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi. În data de 29 septembrie vă așteptăm la Hotel Metropolis, la Gala Comunitarium, unde o să avem alături de noi 5 speaker minunați, alături de care o să premiem 10 lei de nota 10. Curs Gavrila și alături de colegii mei din Asociația Comunitarium vom crea o punte de legătură între 5 speakeri excepționali veniți din toată țara la Bistrița și care au un pas înainte în ceea ce fac ei în mod special și 10 copii de nota 10 din județul Bistrița Năsăud. Mureșan Maria din Șeu Măgheruș este unul dintre acești copii excepționali pe care îi vom premia vineri de la ora 18 la Hotel Metropolis. Vă aștept! Marioara, iar astăzi mă aflu alături de Petruța Ciurar din Comuna Rodna. Petruța este unul dintre cei 10 copii de nota 10 din județul nostru, pe care, împreună cu 5 speaker de excepție din întreaga țară, vom premia vineri, 29 septembrie, în cadrul Galei Comunitarium la Hotelul Metropolis. Vă așteptăm! Bună! Dacă e ușor sau greu să fii cu un pas mai în față, vom afla pe 29 septembrie, unde eu și cu Florina și alți 9 copii vom afla parcursul celor 5 speakeri invitați. Deci, nu uita, te invităm pe data de 29 septembrie să fii cu un pas mai în față! Asociația Comunitarium, îl am alături de mine pe Andrei, un copil de nota 10 din Comuna Târgișoa. El este asemenea mie un pasionat în istorie și are numeroase diplome și calificative foarte bune în acest sens, iar noi o să-l promovăm împreună pe data de 29 septembrie la Hotel Metropolis la ora 6, împreună cu încă 5 speakers superstar din toată țara, pentru a vă arăta ce potențial au acești tineri. Vă așteptăm! Alo! Da, ne vedem acolo. Alo! Da? Ok, ne vedem acolo. Alo, da. Da, sigur, ne vedem acolo. Da, ne vedem înăuntru. Excelentă idee de emisiune. O facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POP21 și în fiecare marți, seara de la ora 7, ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor bistrițeni.
Bistrița Năsău. De la ce provin inițialele RIN? De la păstrăvăria RIN, adică Rus, Ioan și Nina. Fix în centrul comunei Romului 86, vis-a-vis de Biserica Ortodoxă. Un loc superb cu oameni minunați, dar poate cel mai important, cu o mâncare de vis. Pentru că este preparată de Nina Rus, semifinalista emisiunii Șef la Cuțite. Am spus tot? Da, era să uit. Servirea este impecabilă și poate cel mai important, porțiile sunt ca la români, adică foarte mari. Te-ai săturat să-ți cauți haina potrivită caracterului tău prin magazine înghesuite care nu ies cu nimic în evidență? Acum în Bistrița s-a deschis poate cel mai spațios și luxos magazin pentru femei și bărbați. Amenajat în stilul vechi al burgului nostru, săsesc câteva surprinde negreșit. Cine nu a auzit de celebrul Jonathan Harker și romanul Dracula? Ei bine, celebrul personaj principal a înoptat chiar în clădirea care găzduiește magazinul. Vreți mai mult? Intrați în luxosul și spațios nostru magazin. Velvet, de 20 de ani, amabilitate și eficiență. Bistrița, Dornei 20 și Liv Rebreanu 27. Polimed angajează operatori producție, femei și bărbați, un mecanic și un electrician. De ce să te alături echipei noastre? Oferim salariu atractiv, tichete de masă, primă de integrare, asigurare de viață și spor de fidelitate. Creșterile salariale în funcție de performanțe, dar și primele de concediu și sărbători sunt doar câteva din avantajele de a fi angajat la Polimed.com. Dacă asta nu te-a convins, poți obține mai multe informații la telefoanele 0724 588 457 sau 0263 234 345. Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Fortificat Forte reface în mod natural membrana celulei hepatice deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Cel mai luxos cort de evenimente din județ, poate din Transilvania, s-a deschis. Grădina Edenului, în cea mai frumoasă zona de agrement a Bistriței, zona Schullerwald, lângă baza iProeb. Ai visat o nuntă ca în povești? Acum o poți avea. Cortul de lux pentru evenimentele fericite din viața ta și a prietenilor tăi. Deschis zilnic, restaurantul Grădina Edenului vă așteaptă cu cele mai rafinate preparate, într-un loc discret, elegant și plăcut. Contact Facebook Grădina Edenului. Dragi șoferi, comercianți de mașini și cumpărători, s-a deschis la Bistrița cea mai nouă și modernă piață auto și de evenimente din toată Transilvania. Ziua de piață este în fiecare sâmbătă de la 6 dimineața. Condiții excepționale, cu suprafață asfaltată, terasă spațioasă, preparate la grătar și birou de întocmiri acte. Piața auto Vila Latina, în Bistrița, cartier Vișoara, vis-a-vis de zona de agrement Heidenfeld. Ne găsești și pe Facebook, Piața auto Vila Latina. Locuri de muncă sigure, o companie cu viitor. Leoni Bistrița, cel mai mare angajator din județ, de acum și mai aproape de tine. Alătură-te echipei noastre, fii unul dintre oamenii pe care dorim să-i angajăm. Cei interesați ne pot contacta la numerele afișate pe ecran. Hotel Ozana, relaxare și confort de 4 stele, 2 săli de conferințe cu 100 respectiv 300 de locuri. Restaurantele Rose Garden din Bistrița și Ozana Beclean, cele mai sofisticate meniuri din bucătăria românească și cea internațională. Servire și ambianță de înaltă clasă. 550 de locuri în restaurantul Rose Garden Bistrița și 800 de locuri în restaurantul Ozana Beclean. Originalitate! Invitații din toată sala pot vedea acum live pe plasme ringul de dans în ambele restaurante. Rose Garden Bistrița, Calea Moldovei 17 și Ozana, la intrarea în Beclean dinspre Bistrița. Rose Garden și Ozana, alegerea perfectă la cazare și mâncare. Cel mai mare showroom Big Store din țară se află acum în Bistrița, pe strada Industriei numărul 8, intersecția cu Nicolae Drăgan. Vă așteptăm cu un spațiu generos de peste 800 de metri pătrați, parcare pentru clienți, o varietate largă de scule și utilaje, peste 40 de branduri cu renume mondial, service autorizat modern pentru toate produsele comercializate și prețuri promoționale la o gamă largă de produse. Hotelurile Mia 2, hoteluri 3, restaurante pentru fiecare buzunar, Mia 2 pe groapa sărății pentru șoferii obosiți și flămânzi, dar nu numai. Mia 1 pentru clienți pretențioși, dar ideal și pentru grupuri mari, unde tariful se negociază. Restaurantul Mia 3 aduce luxul în prim plan.
mese comune, nunți, botezuri, pomene, întâlniri de afaceri, prezentări de modă sau de produse. Capacitate până la 800 de locuri. Hotelurile Mia, respectul clientului în prim plan, începând din buzunar. Rezervări la 0263-234-086. Din respect pentru fiecare pacient, laboratoarele și punctele de recoltare Dorna Medical oferă servicii medicale la cel mai înalt nivel profesional și de calitate. Vă așteptăm la sediile Dorna Medical din Bistrița, Beclean și Năsăud pentru investigații din cea mai complexă gamă de analize medicale și pentru a beneficia de ofertele promoționale. Accesați site-ul www.dornamedical.ro, secțiunea Laboratoare, pentru a vizualiza toate locațiile Dorna Medical, programul de lucru și toată gama de analize medicale. Dorna Medical face totul pentru sănătatea ta. Casa Bistrițiană de 10 ani v-am obișnuit cu prospețimea, gustul savuros și prețurile rezonabile. Acum vă primim și într-un ambiental redecorat, mai luminos, mai ospitalier. Pe lângă rețetele consacrate am diversificat meniul cu preparate noi, atât în restaurant cât și în sistem catering, pentru că bunul gust contează. Asigurăm servicii complete de masă și organizare pentru orice de eveniment, restrâns, complex sau chiar pretențios. De asemenea, venim în tot județul la dumneavoastră pentru botezuri, nunți, pomene și înmormântări. Suntem în Bistrița, zona sensului giratoriu, Poșta Veche. Și da, mulți ne-au copiat, dar nu ne-au egalat. Casa Bistrițiană. Regal House, noi îți construim visul de peste 8 ani. Cei 20 de profesioniști te consiliază, îți aleg cea mai potrivită soluție și la final îți construiesc propriul vis. Regal House partener Roofster, producător de țiglă metalică. Contactează-ne la 0745661244 sau pe regalhouse9@gmail.com. Ital Îngălțăminte, confort și calitate. Magazin pentru toată familia ta. Calitatea și prețul fac mereu diferența. Vânzări în detail, în gro și online. Programul magazinului este de luni până vineri între orele 8:20, sâmbăta între orele 9:16, duminică închis. Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru www.italîncălțăminte.ro. Consult Imobil vinde apartamente la cheie sub cedate 61. Living, bucătărie inclusă, două dormitoare, baie, terasă generoasă. Lift, boxe opțional, parcare individuală. Contact 0749 10 11 12 sau consultimobil@gmail.com. Suntem 70% apă, dar constituie apa 70% din ceea ce consumăm zilnic? Izvorul Vameșul, cu un pH de 7,7, este apropiat de cel al sângelui uman de 7,4. Izvorul Vameșul izvorăște din munții care străjuiesc orașul stațiune St. George Bay. Izvorul Vameșul, apă minerală plată, plină de sănătate. Uni Taxi, cu aceleași numere consacrate, 949 și 955. Aceasta este școala mea, Uni Taxi e taxiul meu preferat. Uni Taxi este preferatul meu și al prietenilor mei, indiferent de oră. Aici este biroul meu, cu Uni Taxi nu am întârziat niciodată. Circul cu Uni Taxi sunt respectată și sunteți cei mai ieftini. Unitaxi, numărul 1 în preferințele bistrițenilor. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită. Restaurant Ardeal. Catering profesionist, la tine acasă, la serviciu, la școală sau la aniversare. Telefon 0744717496. Pentru nunți, botezuri, pomene sau alte evenimente, îți asigurăm mâncarea la tine acasă cu echipă completă din bucătari și ospătari, în orice localitate din județ. Restaurant Ardeal,